Dragii mei, în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, aș vrea să privim mai departe la această carte numită Obadia. O carte, cum vă spuneam de altfel, e scurtă, un capitol foarte scurt, poate cea mai scurtă carte din Biblie, luând versetele. Apoi, cartea asta are o singură temă, am putea spune, este nimicirea descendenților lui Esau, care era fratele lui Iacov, acei edomiți care de-a lungul istoriei, de-a lungul secolelor, ei au luptat împotriva evreilor. Știți foarte bine, și când au ieșit evreii din țara Canaanului, ei li s-au împotrivit, au fost foarte, foarte multe astfel de situații. Apoi, acești oameni, așa după cum vedeți dumneavoastră, la un moment dat, după modul cum au lucrat, cum au făcut, aceea li s-a întâmplat și lor. Dumnezeu a intervenit într-o bună zi în istorie și așa cum citim noi și cunoaștem, acești oameni, chiar dacă se credeau că sunt foarte tari, foarte puternici, ei locuiau undeva într-un ținut muntos și au făcut case în stânci. Orașul Petra, care era capitala edomiților, era un astfel de oraș. Acolo le erau locuințele și considerau că ei sunt păziți de atacuri, că nimeni nu poate să-i distrugă. Însă a venit o vreme, nu vreau să intru în multe amănunte din acestea, și au fost învinși și în locul lor era un regat numit Nabateia. Acolo au fost acești oameni. Ultimele, dacă vreți, informații despre acești idumei sau edomiți, le avem atunci când în istoria biblică întâlnim pe Irod. Tatăl lui era un idumeu. Tatăl lui Irod, care a fost pus de către romani să conducă Iudeia în urma acelor lupte care au avut loc între cei doi fii sau descendenții din familia aceasta hasmoneană a lui Iuda Macabeul, ei, la un moment dat, romanii au intervenit undeva în anul 64, înainte de Hristos, și l-au pus pe acest om, mă rog, vă pot da numele lui, Antipater, care era idumeu de origine. Apoi, Irod, cel mare, despre care citim în Biblie, normal, descendent din această seminție. Cu timpul, vedeți dumneavoastră, datorită modului în care s-au purtat și Irod cel Mare, omorându-și proprii lui fii, chiar dacă la început a luat ca soție pe Mariamne, care era și ea o descendentă din seminția asta levitică, hasmoneană, de acolo, din spița asta lui Iuda Macabeul, oarecum să fie pe placul evreilor, însă aceasta a născut doi fii, dar din dorința lui de a se ști stăpân pe tron și că el conduce, i-a omorât și pe proprii lui fii. Ăsta era Irod cel Mare, care a dat ordin să fie uciși pruncii pe vremea Domnului Iisus. Aceștia sunt de altfel idumei, însă rețineți, datorită mândriilor, datorită modului în care au lucrat, a faptelor lor, acești oameni au ieșit de pe scena istoriei. Chiar dacă la un moment dat erau tari și mari și considerau că nimeni nu-i ca ei, vedeți, Dumnezeu a intervenit și acum nu mai auzim de un astfel de popor. Când privim în ansamblu la cartea asta numită Obadia, noi putem să observăm că ea este scrisă de un om cu numele de Obadia. Nu știm cu siguranță cine a fost el. În carte nu ni se scrie nici perioada în care el a scris. Sunt vreo 12 nume de Obadia în Biblie, în Vechiul Testament, chiar 13 în unele situații, însă nu știm cu siguranță cine a fost omul acesta.
Dacă vreți, Obadia până la urmă însemnează slujitorul lui Dumnezeu. Din contextul istoric putem deduce că acțiunea acestei cărți se petrece undeva în jurul anului 586 înainte de Hristos sau poate puțin în celelalte perioade când duc babilonienii în robie pe evrei, chiar din anul 600, dar la ceea ce este scris aici, la modul cum Ierusalimul este distrus, asta se întâmplă în 586. Sunt evidente momentele acestea pe care le citim în versetul 11, situațiile astea, când în ziua, când stătea în fața lui, în ziua când străinii lua averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda, în ziua pieririlor și nu trebuia să vorbești cu seminția în ziua strâmtorărilor. Nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui, în ziua prăpădului și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Ei, toate astea sunt cu referire la anul acela 586 înainte de Hristos, când oștile babilonene, conduse de vestitul și crudul împărat babilonian Nebucadnețar sau Nabucodonosor, au asediat Ierusalimul, l-au distrus și au dus în robie pe evrei, pe iudeii aceia care, după cum știți, abia undeva prin 536 au fost, pe vremea împăratului Cirus, împăratul perșilor, Medo-Persanul acesta, care îi eliberează. Ei, toate astea, rețineți, 70 de ani de robie se calculează de la anul 606, când a avut loc prima deportare a iudeilor în țara Babilonului. Și în 536 se împlinesc fix 70 de ani. Ei, în perioada asta, acești idumei, îi vedeți cât sunt de răi, cu câtă, dacă vreți, bucurie ei participă la nimicirea sau, dacă vreți, la distrugerea acestei națiuni iudaice. Însă, vedeți dumneavoastră, cu timpul, Dumnezeu este Cel care a lucrat, iudeii sunt și astăzi, acest popor rezistă în timp, pentru că Dumnezeu a avut un plan cu ei. Și pentru aceasta, noi nu trebuie decât să privim și să spunem că ce spune Domnul să aduce la îndeplinire, mărit să fie El. Deci, cum spuneam, de aici se poate deduce că este scrisă cartea în perioada aceasta. Tema acestei cărți, pe lângă faptul că, mă rog, aici e vorba de nimicirea descendenților, pentru noi tema asta e o temă foarte interesantă și foarte importantă. Și anume, cartea vorbește despre pericolul grav al mândriei și aroganței, a sentimentelor de superioritate care de multe ori îi fac pe oameni, vedeți, să profite de pe urma altora. De asta trebuie să ne păzim. Ce lecții putem învăța astăzi de aici? Primul lucru pe care aș vrea să-l supun atenției noastre, fratele Todoran a dezvoltat subiectul acesta, dar o concluzie cu care noi să putem pleca de aici, să o luăm pentru noi, în sufletele noastre, este să nu lăsăm ca mândria să pună stăpânire peste viața noastră. Vedeți, mândria se poate cuibări foarte ușor în viața oricărui om. Că-i sărac, că-i bogat, că-i învățat, că-i analfabet. Știi, aerele alea de superioritate așa de ușor intră în viața cuiva. Și mai ales pe planul ăsta spiritual. Nu trebuie decât să te compari ca și cum se citea
textul acela cu fariseu, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Deja mândria te umflă, deja mândria te ridică, deja mândria te face să te crezi că tu ești mai bun ca altul. Numai dacă te rogi și poate vezi pe altul că se roagă așa, mai încet, tu ești din ăla dezinvolt. Și dacă te compari, deja mândria ți-a cuprins ființă. Dacă poate ai cântat și cânti, poate o cântare și zici, eu am, cum zic moroșenii, glas mai bun. Deja mândria s-a cuibărit în tine. Dacă poate ai dat din buzunarul tău, cum a fost astăzi, eu atât am dat și ăla n-a dat atât. Deja mândria își face loc acolo în ființa ta. Vă rog, rețineți, David spunea, și eu recitesc versetul acesta care a fost citit, ați urmărit, Psalmul 19, aici David spune, versetul 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească pe ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Noi toți condamnăm curvia, condamnăm beția, condamnăm alte și alte vicii și păcate și zicem, ăla nu intră. Ia, dar uitați-vă bine aici. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Însemnează că numai atât ați trebuie să stai, să te gândești cum îți eu, ce pocăit îs eu, câți ani am eu la pocăință, cum am citit undeva, am auzit într-o anumită situație, hăi, atunci umblam la adunare, dar tu nu umblai. Deja când îl auzi pe câte unul din ăsta care se înalță și are, rețineți aceste aere de superioritate, acolo e problemă. Așa erau edomiții. Observați dumneavoastră aici, în textul care a fost citit, în versetul 3 spune, căci mândria inimii tale, observați ce face mândria, te-a dus în rătăcire. Mândria te duce în rătăcire. În momentul când tu ești mândru, deja reține, tu ai scăpat de sub radarul lui Dumnezeu și te duci în stânga și în dreapta. Te rătăcești și problema cea mai mare că aterizarea nu mai e bună. Și nu mai ești cu turnul de control, și rătăcirea asta te poate costa până la urmă, așa cum i-a costat pe acești edomiți, nimicire. Dureros, dar asta este realitate. Uitați-vă mai bine că mândria, ea te duce unde nu-i viață. Observați, care locuiește în crăpăturile stâncilor. Auzi bine? Unde nu-i viață? Și de multe ori acolo nu mai e viață, pentru că nu mai ai lucrurile sub control. Tu ești așa, în lumea ta. Mai departe, observați dumneavoastră că mândria, ea ce face? Domnește în înălțime. Deja te crezi că ești, nu știu, pe undeva sus. Citeam undeva și mi-am notat că acești oameni care stau așa în înălțime, ei au fost analizați în viața popoarelor și observați, e un proverb indian care spune, cei care se uită în jos au părerea că sunt înalți, cei care se uită în sus își dau seama cât de mici sunt, înțelegeți? Dar ăia care sunt acolo pe sus, ați observat acest lucru, ei au părerea că sunt înalți, dar biețe de ei îs cu mâți. Observați, la italieni este un proverb, la mare ridicare, mare credere. La mare ridicare, mare cădere. Așa cum ăștia s-au ridicat atât de sus, dar și căderea lor a fost mare. Apoi, vreau să vă spun și priviți, vă rog, aici, în versetul acesta 3, mai spune ceva, că mândria învârte totul în jurul ei. Spune, tu care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, da, până aici am venit, de aceea tu zici în tine însuți. Cine mă va arunca la pământ? Tu zici în tine însuți. Cine mă va arunca? Adică
totul se învârte în jurul celui mândru. Dar pe mine cine poate? Dar de mine cine se poate lega? Dar, cum zic unii undeva într-o zonă a țării noastre, dar eu mi-și cineva. Când te crezi că ești cineva, bagă bine de seamă că toate astea duc exact ca și pe domiții ăștia în punctul acela în care Dumnezeu intervine și ei de acolo nu se mai ridică. Mi-au plăcut, undeva am studiat, ați auzit mulți de Samuel Micu. A fost și un teolog, el a avut un rol important în istoria României, a fost nepotul lui Inocenție, Micu Klein, acel episcop român care alături de alți oameni au lucrat și, mă rog, la istoria asta a noastră. Ei, omul ăsta spune ceva interesant. Eu o să vă citesc. Spune el despre, el a fost și teolog, rețineți, Samuel Micu a fost teolog. El spune despre mândrie în felul următor. Mândria se mânie și în lucrurile de nimic. Un alt lucru. Este gata să-l facă pe altul să sufere paguba decât să sufere el. Alt lucru. Nu poate ierta. Mândrul, mândria nu poate ierta. Apoi, mândrul este invidios. Alt lucru. Se împotrivește aspru celor ce îl dojenesc și îl învață de bine. Auzi, mândru n-are ce învăța. El tot timpul știe. Tu n-a pus să spui două vorbe că el deja intervine, că el știe. El n-are urechi de ascultat, nu? Și Biblia zice, cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Bă, el n-are nimic. La el, la biserică, e așa, știe, numai să învârte, dacă are Biblia, o învârte de 100 de ori, harfa, dacă se poate, să uită peste tot, numai... Dar el n-are nimic de luat. Că el e cel mai tare. Și Biblia ne învață, poți învăța și de la cum curg apele, poți să te uiți de la frunze, te uiți la ele. Cât de mândru a fost primăvara. Și acum o vezi așa galbenă, și cei mai dureros o vezi jos, uscate. Și înveți de la ea, numai să vrei. Înțelegeți? Poți învăța de la pietre, de la orice poți învăța. Înțelegeți? Și Domnul vorbește. Câteodată a vorbit Domnul printr-un copil. Nu a vorbit lui Eli, preotul acela deosebit. Printr-un copil i-a vorbit. Pentru că Dumnezeu, vedeți, e cel care își rezervă dreptul de a vorbi. Dar mândru... Bine spunea acest Samuel Micu că se împotrivește aspru celor ce îl dojenesc și învață de bine. Apoi spunea el că mândrul este bănuitor. El tot timpul bănuiește că cineva are ceva cu el. Tot timpul e pe la pândă din ăsta. Apoi este îndărâtnic și încheie Samuel Micu să spună că e lăudăros. Și apă vedeți dumneavoastră cum e mândru. Și dacă poate vreunul e în vreo astfel de situație, trebuie să se gândească bine. Rețineți, mândria se poate cuibări în viața oricărui om. Mi-au plăcut cuvintele lui Isaac Sirul, un slujitor al lui Dumnezeu, dintre primii părinți bisericești din primele secole, spunea că mândria este mama viciilor, din pricina căreia și diavolul s-a făcut diavol înainte, auziți, spune el, nefiind astfel înainte. Și el, Lucifer, a ajuns în postura asta, citiți în cartea Ezechiel, acolo unde Dumnezeu vorbește despre Lucifer, el spune ce a stat la baza prăbușirii acestui heruvim strălucitor. Capitolul 28 spune de la versetul 12, Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunseșești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșire în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, sardonic, topaz, diamant, risolit, le citiți acasă, era un heruvim, ocrotitor, cu aripele întinse. Te pusese pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea la tine. Și apoi
Spune, prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc. Heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scânteitoare. Uitați-vă cauza. 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu înțelepciunea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Ce putem învăța noi în dimineața asta? Fraților, nici unul nu e imun la mândrie. Și să nu zică vreunul de aici că nu s-a mândrit cu câte ceva. Și că n-a bătut mândria la porțile noastre. Nici unul nu putem zice. Cum se spunea și aici, ne place să ne laude cineva, ne place poate să ne arătăm ce frumoase case avem, mașini, cine suntem noi, ce funcții avem, ce titluri avem și toate astea cuibăresc, dar băgați bine, încearcă să se cuibărească. Ce este important e să nu lăsăm ca mândria să pună stăpânire pe viața noastră. Când vine și bate, când am simțit că deja suntem cineva, deja este o problemă. Înțelegeți? Când simte cineva că, așa, știi, se umflă, dar băgați bine de seamă că e o problemă când ți se umflă picioarele. Ăla e un semn al bolii, înțelegeți? E problemă când te umfli, așa, știi, când te vede cine a umflat. Ăla e o problemă, aia e o bolă. De aceea, Doamne ajută-ne să fim acei oameni care să fim cu picioarele pe pământ și să-L slujim pe Dumnezeu și să nu lăsăm mândria să pună stăpânire pe noi. Amin. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, să știm că ce facem cuiva, așa ni se va face și nouă. Uitați-vă versetul 15. Cum ai făcut, așa ți se va face. Auziți? Asta spune. Adică, versetele alea care le-am citit în introducere, nu o să le mai recitesc toate de la versetul 11. Nu, când lua averia, nu, tu stăteai acolo, iar te uitai mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, te bucurai de copiii lui Iuda în ziua pieririi lor. Înțelegi? Stăteai și făcea. Ei, dar uitați versetul 15, spune. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Azi poți fi tare, poți să fii mare. Și poate zici, dar băi, eu nu sunt acolo ca Esau, ca Edom, nu? E același lucru. Dar vreau să spun ceva. S-ar putea să fii foarte din ăla tare și să vorbești pe unul de rău și să zici așa, așa, așa. Dar stai că-ți vine rândul. Și s-o găsi altul care te-a vorbit pe tine de rău. Și atunci nu o să-ți placă. S-ar putea să fii așa în situația aia să-i faci un rând cuiva și a zis, băi, am arătat eu lui cine ies. I-am plătit-o eu. Nu, dar stai și așteaptă, cum zice Moroșanu, zâne vremea, când și ție să faci așa. Că asta zice Biblia. Și uitați-vă bine câți oameni de-a lungul vremurilor nu s-au crezut că ei sunt cineva. Numai că a venit și vremea lor. E o cântare care, mă rog, ea vorbește de lucruri pozitive, va veni și vremea noastră. Dar durerea e că vine vremea și la astea, pe care le poți face în viața asta de zi cu zi, dacă urăști pe cineva. Să nu te aștepți că nu-ți vine și ție ziua. Când o să zici, bă, de ce mă urăști? Nu? Și astea pot să se pot întâmpla în viața de familie, se pot întâmpla în relațiile dintre vecini, se pot întâmpla la lucru, se pot întâmpla cu frații de credință. De aceea vă rog, rețineți, asta nu poate schimba nimeni. Cum ai făcut, așa ți se va face, înțelegeți? Ba spune Biblia acolo în Matei, cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura și mai spune acolo ceva. Cu vârf îndesat. Și asta este. Pentru că Biblia adevăr grăiește. De aceea vă rog, rețineți. Sunt lucruri, lecții pe care noi putem să ni le însușim, să le învățăm ca să putem merge bine și să nu fim nimiciți. Și zic, Doamne, privește spre noi
Și în dimineața asta, iartă-ne pentru unele lucruri pe care le-am făcut și lucrează Tu, ne pocăim, ne smerim. Cum era și poezia aceea? Privește, dar ce ți-a rămas și judecă singur ființa. Iisus te cheamă, fă un pas, apucă ultimul tău ceas, comoara cea de preț, căință. Și când e căință, Dumnezeu poate să intervină și să poți vedea mâna Lui întinsă peste tine. Iar dacă nu-i căință și continui, așteaptă-te, cum ai făcut, așa ți se va face. Și al treilea lucru și ultimul, să înțelegem că faptele noastre, rețineți, sunt în atenția Lui Dumnezeu. Faptele noastre sunt în atenția Lui Dumnezeu. El le monitorizează. Cât a fost de David, mare împărat, dar Biblia spune la un moment dat în cartea aceasta 2 Samuel, știți bine situația lui cu Batșeba și așa mai departe, și Biblia spune că fapta asta, eu o să citesc cuvântul lui Dumnezeu, versetul 27, n-a plăcut Domnul. Dumnezeu monitorizează faptele noastre. Absolut fiecare faptă, fiecare lucru pe care noi îl facem, ele sunt în atenția lui Dumnezeu. Dar Biblia spune ceva. Vedeți, Dumnezeu dă omului în viața asta de zi cu zi șansa de întoarcere. Dumnezeu atât de bun și la edomiții ăștia, gândiți-vă cât au trecut, vreo 1500, mai mult de pe vremea lui Iacov vorbim. Nu? Care e undeva în perioada aia cu 2000, nu chiar 2000, vreo 1800 de ani înainte de Hristos. Și timp de 1800 de ani le dă șansă și le dă și le dă, însă într-o bună zi Dumnezeu intervine. Uitați-vă, vă rog, aici în cartea aceasta Isaia, capitolul 1, Biblia ne arată un Dumnezeu așa de bun și ne spune aici următoarele cuvinte cu privire la fapte, și anume Isaia 1:16. Spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum e cărmăzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face călăna. E bun Dumnezeu ce zice? E bun, știe, vede lucrurile. Vedeți, ele sunt monitorizate de Dumnezeu, dar El se uită la noi. Ne dă șansă să ne întoarcem. Iar dacă nu ne întoarcem, uitați-vă Biblia ce ne spune. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Puneți versetul 15 din Obadia. Versetul 15. Ia a treia lecție pe care trebuie să o învățăm. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată într-un mod clar că pentru faptele noastre va trebui să dăm socoteală. Când Solomon scrie Eclesiastul, o carte care arată modul în care un om a ieșuat rând pe rând în toate căutările lui. Și în capitolul 12, versetul 13 și 14, puneți Eclesiastul, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și acum, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Uitați-vă în Apocalipsa la capitolul 20, puneți vă rog să vadă toată lumea versetul 12. De aceea vă rog rețineți, am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acele. Dar faptul că Dumnezeu e bun și ne dă șansă, până suntem în viață, ne putem întoarce noi la Dumnezeu ca să nu se întoarcă faptele noastre împotriva noastră. Trei lecții pe care am putut să le învățăm astăzi. 1. Să nu lăsăm ca mândria să pună stăpânire peste viețile noastre. 2. Să știm că ceea ce facem cuiva, așa ni se va face și nouă. Și 3. Să înțelegem că faptele noastre sunt, auziți, în atenția lui Dumnezeu. Să dea Domnul ca într-o dimineață ca asta, învățând de la acești edomiți, să ne întoarcem la Domnul, să ne pocăim,
să-L slujim și să putem fi cu El în veșnicie. Amin! Ne ridicăm.